Povestea noastră de astăzi vorbește despre una dintre cele mai controversate date din calendarul nostru istoric. Pentru unii este ziua în care regele Mihai a scos țara dintr-o alianță nefericită. Pentru alții este data la care România a trădat o alianță din care făcea parte. Iar pentru alți români, acea dată este pur și simplu fosta zi națională a României comunizate, în care ieșeau la iarbă verde cu familia. Vă propun așadar în episodul de astăzi să vedem ce știm și mai ales ce nu știm despre ziua de 23 august 1944. Povestea noastră are doi eroi principali. Unul dintre ei era mareșal al armatei române, un bărbat în vârstă de 62 de ani, care atunci avea titlul de conducător al statului român. Numele său era Ion Antonescu. Celălalt era un tânăr de 23 de ani, care atunci era regele României. Numele său, așa cum știți, este regele Mihai. Să vedem cum a decurs cea mai dramatică întâlnire din istoria acestor personaje. În alianță cu Germania nazistă, armata română intrase în război în iunie 1941 și începuse o campanie dramatică împotriva Uniunii Sovietice. Dar din vara anului 1943, armata roșie a lui Stalin se afla pe contraatac. În plus, trupele britanice și americane erau și ele în ofensivă și în iunie 1944 au debarcat victorioase în Europa. Pe 5 august 1944, în localitatea Rastenburg, din Germania, a avut loc ultima întâlnire dintre Ion Antonescu și Adolf Hitler. Întrebat de Hitler dacă România va merge până la capăt în acel război, Antonescu a dat de înțeles că țara sa nu are interesul de a rupe alianța cu Germania. Atât pentru Hitler cât și pentru Antonescu, în acel moment coșmarul se numea Uniunea Sovietică. Pe 20 august 1944, trupele sovietice au început un atac masiv pe linia Iași-Chișinău, au spart rezistența româno-germană și înaintau spre Focșani. În acest context, pe 22 august, mareșalul Antonescu s-a întors de pe frontul din Moldova, iar a doua zi, pe 23 august 1944, a cerut o audiență la regele Mihai. Această audiență a început la ora 16:10 și a avut loc la Palatul Regal din București. După un schimb de idei în contradictoriu, regele i-a cerut mareșalului să rupă alianța cu Germania. Dar Ion Antonescu nu era pregătit să facă acest lucru pentru că se temea că România va fi ocupată de către sovietici. Mareșalul avea dreptate atunci când spunea că o ocupație sovietică va fi dezastruoasă pentru țară. Dar și regele Mihai avea dreptate atunci când spunea că interesul național al României cerea ruperea alianței cu Germania lui Adolf Hitler. După o discuție care a durat 55 de minute, regele Mihai a ordonat arestarea mareșalului Ion Antonescu. Propria sa arestare a fost o surpriză enormă pentru Ion Antonescu. Nu se așteptase la așa ceva din partea unui rege pe care încă îl considera copil. Vreme de câteva ore, mareșalul a fost deținut chiar în Palatul Regal, în fosta cameră de timbre a regelui Carol al II-lea. În noaptea de 23 spre 24 august, mareșalul Antonescu a fost trimis într-o locuință conspirativă a unui simpatizant comunist din cartierul bucureștean Vatra Luminoasă. Iar peste câteva zile, Antonescu a fost dat pe mâna sovieticilor care intraseră în București. Pentru România începea iluzia unei libertăți regăsite, iar pentru Ion Antonescu începea un calvar care se va sfârși în luna iunie 1946 cu judecarea și execuția lui. Pentru istorici, toate detaliile zilei de 23 august 1944 sunt clare, dar ceea ce face controversată acea zi a fost folosirea ei politică. Vreme de 41 de ani, între 1948 și 1989, 23 august a fost ziua națională a României sub regim comunist. În anii 60, aproape că nu se mai vorbea deloc nici despre regele Mihai și nici despre mareșalul Antonescu, ci doar despre meritele Partidului Comunist. În ultimii ani ai regimului Ceaușescu, balanța s-a dezechilibrat din nou. Mareșalul era privit cu mai multă simpatie decât regele. Atunci când intrase în Palatul Regal în după-amiaza zilei de 23 august 1944, mareșalul Ion Antonescu era un om liber, dar mai ales el era conducătorul țării și al armatei române. Atunci când ieșise, același mareșal era un prizonier
condus cu arma la spate. Cel care îl arestase fusese chiar regele Mihai, pe care mareșalul îl considera un copil naiv. Morala poveștii noastre spune că și în istorie, Buturuga Mică răstoarnă deseori carul mare al politicii. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.